Computer tomografia este foarte folosită de medicul oncolog în urmărirea tumorilor după tratamentul chimioterapic, după tratamentul chirurgical. Și atunci adresabilitatea este foarte mare din partea acestor medici. Se scanează pacientul din cap până în picioare, este o scanare rapidă și obține un diagnostic clar pentru urmărirea evoluția formațiunii tratate. Este vorba de tehnologia de ultimă oră de la firma Siemens, care oferă imagini excepționale la o doză de iradiere minimă. Computer tomografia folosește raze ionizante și atunci lupta tuturor producătorilor și a personalului medical care folosește aceste aparate este să reducă pe cât posibil doza de iradiere, iar calitatea imaginii să crească. Timpul de examinare se reduce, este vorba de câteva secunde la scanarea unui cap. În câteva minute putem avea un diagnostic complet al unui abdomen. Pacientul are o poziție confortabilă, este foarte util pentru persoanele claustrofobe care nu rezistă la o examinare de tip rezonanță magnetică, este foarte util pentru persoanele agitate, necooperante, este un aparat care își dozează parametrii în fiecare clipă în timpul scanării, ceea ce reduce mult doza de iradiere. Este în avantajul persoanelor supraponderale acest lucru. Achiziția este rapidă, după care putem face o prelucrare a datelor volumetrice în toate planurile pentru un diagnostic cât mai corect și cât mai rapid al tuturor afecțiunilor. E silențios. Nu face zgomot deloc, este cu totul alt concept față de rezonanța magnetică. Pacientul stă într-o poziție confortabilă, uneori se administrează o substanță de contrast intravenos, la care mai pot apare reacții alergice, de aceea pacientul înaintea examinării este foarte bine intervievat. Despre toate afecțiunile, despre posibilele alergii, ne luăm toate măsurile de precauție pentru a evita apariția acestor probleme. Medicul este cel care alege, în funcție de patologia pacientului, nu-i dă de ales. Există patologii dedicate strict computer tomografiei, cum sunt afecțiunile pulmonare, tumorile pulmonare, pleureziile, traumatismele, o fractură de coaste se vede mult mai bine la computer tomografie decât la rezonanță magnetică. Iar în cazul accidentelor se preferă examinarea prin computer tomografie. În cazul fracturilor se preferă, în cazul patologiei orele, computer tomografia este de elecție. De asemenea, pentru vizualizarea arterelor se folosește computer tomografia cu o substanță de contrast administrată intravenos. Este cea mai bună metodă pentru a vizualiza arterele. În anumite patologii este superior, în alte patologii nu are nicio valoare. Deci medicul trimițător este cel care știe lucrul acesta și care decide în funcție de vârsta pacientului, în funcție de greutatea pacientului și în funcție de patologie, unde îl trimite, la o examinare prin rezonanță magnetică sau la o examinare prin computer tomografie. Cum vă ajută aparatul ăsta pe dumneavoastră medicină aici în viața de zi cu zi? E un flux mai mare de pacienți, stați mai puțin per pacient, nu știu, vă e mai ușor, în ce sens? Este un spital de chirurgie, este un spital la care medicul trimițător, în acest caz chirurgul, are nevoie de un diagnostic rapid și atunci computer tomografia ne oferă această posibilitate cu un confort sporit al pacientului. Ne ajută să punem un diagnostic mult mai corect. Achiziția imaginilor se face repede, corect și apoi prelucrarea imaginilor este rapidă. Ne ajută întregul colectiv pentru un diagnostic cât mai clar și cât mai rapid, pentru că acesta este scopul imagisticii în ziua de astăzi și mai ales într-o patologie de urgență.